Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție Sport Arena la zi. Suntem într-o zi de miercuri și profităm de pauza pe care Superliga din România a luat-o pentru a face loc meciurilor echipei naționale și vom discuta despre volei, pentru că veți vedea astăzi, într-o săptămână europeană, voleiul este la mare căutare. Avem așadar la dispoziție 45 de minute pentru a vorbi despre acest frumos sport și totodată despre a face o poveste a uneia dintre cele mai bune jucătoare de volei din lume, care face parte din lotul celor de la CSU Voluntari. Alături de mine în studio astăzi pentru a discuta toate aceste aspecte, managerul secției de volei, Alexandru Netolinski. Iartă-mă, Alexandru, zici că nu o să dau ochierlă, dar numele tău este atât bine de special. Bine v-am găsit și mulțumim de invitație. Mi-a fost greu să-l pronunț și totodată spuneam de cea mai bună jucătoare care în momentul de față face parte din lotul celor de la CSU Voluntari. Este vorba de Saskia Hipe. Saskia, thank you so much for being here. Bună ziua, thank you! Și bineînțeles, nu puteam porni această adevărată aventură astăzi fără colega mea, Alice Bodescu, care astăzi va juca un rol cu totul și cu totul special și ne va demonstra că este una dintre cea mai bună vorbitoare de limba engleză din Europa de Est. Alice, mulțumesc tare mult pentru prezență! Să iau un pic de apă, stați așa, dar mulțumesc, Ionuț. Uite, mama, că n-am fost la școală chiar degeaba, astăzi sunt traducător pentru Saskia și pentru cei de acasă, lucru care cred că îmi face foarte mare plăcere și abia aștept. Acum să-mi revin puțin, că Ionuț, m-au luat toate căldurile aici lângă tine, nu se poate. Da, dacă introducerea mea a fost cu probleme, acum vom trece exact la subiectul zilei de astăzi. Saskia, tu ești subiectul principal al acestei emisiuni și îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația de a face parte din emisiunea noastră și mai ales știu că este pentru prima oară când vii într-un platou de televiziune din România. He's thanking you for being here with us today, and obviously you are the main character of our story today, and he was actually wondering if this is your first time at a Romanian television. Yes, this is my first time in Romanian television. I was in Germany already one time, but yeah, in Romania, it's first time. But it's a big pleasure to be here. Thank you. Deci este pentru prima dată Ionuț la o televiziune din România. Am mai fost în Germania invitată, dar de data aceasta e pentru prima dată în premieră la noi și ne mulțumește foarte tare. Te-am invitat astăzi pentru că am vrea să aflăm povestea ta. Aveam să aflăm cum ai ales să joci volei și mai ales să... Cine te-a îndrumat către acest frumos sport? Poate puțin știu cu origini americane, pentru că de obicei când auzim de volleyball, de fotbal, de baseball, toate acestea ne duc cu gândul către America. Iată că acest sport, voleiul, are chiar bazele în Statele Unite și am vrea să aflăm de la Saskia cine ți-a îndrumat primii pași către acest frumos sport care este voleiul. We're usually starting our stories with knowing exactly your story. How were you attracted to volleyball? My colleague made an introduction about the fact that this sport is very popular in the U.S. started there, and we were wondering how your story started. How do you fell in love with this beautiful sport? Well, actually, it started when I was in the third degree of school. That my former coach, he came to all the schools which were close to our area to see if there are some tall girls he can try to motivate to play volleyball. And I was one of them because, yes, I wanted to do some sport, and the gym where the practices was were super close to my home. So my mom said, yes, you can go. I will pause you right here to translate it and then we'll start over, okay? Saskia ne spunea despre faptul că ea a început în clasa a treia când un profesor de volei a venit în clasă, la școală, și așa cum știm că se practică și la noi, se uita după fete care erau înalte, care puteau să practice acest sport. I-a convenit că a fost și aproape de casă, deci ce să mai, a fost pachetul complet. Saskia, please. Yes, so yeah, this is where it started. I didn't have like volleyball in my mind before, or even like my family, like it's not that popular in Germany at least. So yeah, but I fell in love with it very quickly, and then you know, like it went on and on, and yes, I'm just glad now that I found the sport, because I think all the other sports which I tried before, I was not talented for. A spus că, deși nu era foarte popular voleiul în familia ei, a decis să încerce. I-a plăcut foarte tare, s-a îndrăgostit de el și față de alte sporturi pe care ea le-a încercat înainte, la care spune că nu a fost foarte talentată, e bine, aici n-a fost cazul. Bun, aș vrea să te întreb
Când a devenit practic această idee de a juca volei una oficială? Când ai făcut primii pași la un club organizat și cum a fost pentru tine acest impact de la a trece la voleiul de joacă la unul în mod oficial și organizat? How was your journey from being just a child who was playing just for fun to an official statement at a club? I was very lucky because it all happened there. Like this first club which found me, the coach, he taught me from when I was 9, and this was like a family club in Berlin. But we were pretty successful. We had good players, and this club went from the lowest league up to the first league. And I grew there up, and I was very talented, very good. So it came that with 13, I was in the first team, which already played second division. Then we won the second division. We went up next year for the first division. And suddenly I was 14 playing there. And yes, for me it was, I didn't understand because I had to pay all the time membership and then they come and give me some money that I played. I was like, how is this possible? But yes, so I was lucky. And of course, if you are so young and you play in the first division, other clubs find you, see you, and then it goes on and on. Ne povestea despre faptul că acest prim club la care a fost selectată de când era foarte mică este și clubul la care a activat în mod oficial, club care a pornit cu ele de la o vârstă foarte fragedă și a ajuns din ultima ligă până în prima. În momentul în care erau în divizia a doua, ea deja avea 13 ani și juca în mod oficial și s-a părut foarte ironic și amuzant cumva faptul că clubul pentru care ea plătea, da, să meargă, știm foarte bine că trebuie să plătim bani la anumite cluburi, dintr-o dată i-a oferit clubul banii ei pentru a fi o jucătoare oficială și la doar 14 ani deja era în prima ligă cu acest club din Berlin la care i-a practicat de la bun început. Kopenicker, it's the club. Yes. How is the pronunciation? Köpenick. It's Köpenicker SC. The city or like the part of Berlin, it's Köpenick. Yes, din ce am citit, am văzut că ai petrecut 6 ani acolo. Practic, este perioada junioratului, din ceea ce ne-ai spus tu mai devreme. Yeah, you've spent 6 years there, so it was like the juvenile part. But yes, I mean, I think probably longer. So from 9 to 14. No, from 9 to 14, and then I was 3 years in the first division there. And with 17 I left the club. So in total it was 8 years that I spent in this club. Au fost 8 ani în total, de la 9 până la 14, dar de la 13 ani, așa cum ne-a spus, a fost în mod oficial ca o jucătoare și la 17 ani a părăsit clubul. Dresdner a fost următorul tău club și practic să înțeleg că de acolo a început să devină partea aceasta de profesionalism. Trecusem de la junior la seniori. Cum a fost pentru tine impactul acesta de a trece la un club mare care se va dovedi a fi unul extrem de prolific și prin prisma trofeelor pe care tu le-ai câștigat? How was your journey leaving your initial club, going to another one who was obviously more prestigious and had many other options for you? How was the difference when you went from your club that you started to another one and it started to get really professional, really yes, serious for your career? Of course, it was a big change for me. It was not just to go to another club, it was also to leave my city, to leave everyone. Like the last year in Berlin also, I didn't live at home. I was in a boarding school because I was in another part of Berlin. So already I knew not to live at home. But of course, if you are in a completely different city, first time own apartment, still you have to finish school. And you know, like it was overwhelming in total, but yeah, it were three nice years in the end. A fost destul de copleșitor ceea ce s-a întâmplat, pentru că la o vârstă foarte fragedă, deși era obișnuită să trăiască cumva departe de casă, pentru că stătea într-un, cum îi spunem noi în traducere, internat, știm foarte bine că sunt copii care își petrec timpul cumva departe de casă, dar în același oraș, a trebuit să părăsească orașul natal și să aibă primul ei apartament, să se descurce singură pentru prima dată, ceea ce e un pic cam complicat pentru oricine, cred. Cum a fost desprinderea de familie până la urmă? Pentru că erai în continuare la o vârstă extrem de fragedă. Ok, părăseai orașul tău, părăseai o zonă de confort unde te simțeai foarte bine, dar venea momentul în care trebuia să te despați de tot ceea ce ți era familiar și să mergi într-un loc, chiar dacă era vorba tot de volei, într-un loc unde putea să fie total necunoscut pentru tine. Cum a fost această despărțire și mai ales cum au reacționat membrii familiei tale când le-ai transmis că vei părăsi orașul tău și te vei îndrepta către voleiul de mare performanță?
Leaving your family is a challenging move, and he was wondering how were you dealing with this, how your family was dealing with you leaving the city. You had to live on your own, and how your parents received all that kind of information, because it's really hard sometimes in order for you to go to the professional career of volleyball, which... Yes. Well, considering that, for example, before volleyball, I tried basketball, and my mom said no, because every second weekend I would have a tournament, and this was too much. And now she has a daughter which is playing volleyball and leaving the city pretty early. So this was probably not her plan exactly, but they always had trusted me that I would do this, that I wouldn't struggle, because I was all the time like doing things on my own, or like, They trusted you. Yes. So they didn't have a problem to let me go because of my character. Like my sister, she's very different. She needs to be close to family, to friends and stuff, so they would never leave her alone to go somewhere. But with me, they knew me, and I grew up like this, you know, like it was not from one day to the other, let's say. It was a process also, which at one point you understand that we will come to this point. So it was fine. A fost un proces care a venit oarecum natural, pentru că ea, spre deosebire de sora ei, ne spunea că nu era atât de atașată neapărat de familie, era obișnuită să plece de acasă și, ca și o paralelă, ne-a spus că la început a jucat basket și chiar și atunci avea câte o competiție în fiecare weekend și mama ei spunea că e deja prea mult să fie o competiție în fiecare weekend, dar acum să și pleci de acasă deja a fost un pic copleșitor, dar a fost destul de bine într-un final și s-au adaptat, pentru că decizia n-a fost chiar atât de bruscă, ne spunea că n-a fost un lucru care s-a întâmplat de pe o zi pe alta, a venit treptat și a fost cumva natural. Cred că decizia nu a fost atât de bruscă nici în cazul lui Alexandru. Alexandru, tu te tragi într-o familie de sportivi. Ți s-a împământenit acest sport, această idee de a merge, de a fi competitiv. Cum a venit ideea aceasta de a merge către fotbal, din ce știu, în cazul tău, și mai ales de ce nu ai continuat către marea performanță? Făcând parte dintr-o familie de sportivi, ambii părinți au practicat basketul de performanță. La vârsta de 6 ani, îmi doream și eu să practic basketul, doar că în momentul respectiv, noi stând vis-a-vis de stadionul Ghencea, iar cea mai apropiată sală unde puteam practica basketul era undeva prin centru, prin Dorobaz, la liceul la Caragiale, tata a zis, hai să vedem, hai să mergem vis-a-vis, să vedem despre ce este vorba, cum te miști, dacă ai cât de cât o inclinație către sport, și după vom vedea ce decizie vom lua. Am început fotbalul la Steaua la 6 ani și am continuat până la 18 ani, în momentul în care am plecat în Anglia. Am încercat să fac și facultatea, să joc și acolo, doar că lucrurile nu au mers așa cum mi-am dorit și m-am întors acasă, renunțând la sportul de performanță. După ce ai terminat cu această aventură în străinătate, care au fost reperele tale în momentul în care ai revenit? Către ce te-ai îndreptat mai exact? Ai vrut să continui din nou către sport? Ai fi vrut să te îndrepti, nu știu, poate către mediul de corporație, de business? Cum ai privit toată experiența în momentul în care această aventură ta în regat s-a terminat? Da, a fost un pic dificil în momentul în care m-am întors, crescând și trăind în lumea asta sportului, să te rup deodată brusc este foarte dificil. Am rămas cumva în sport, ca să spun așa, am făcut parte din organizarea turneelor WTA și ATP, chiar și cele challenge de la noi din țară. Am început și un pic pe partea de mental coaching pentru a putea ajuta viitorii sportivi să treacă și să gestioneze mult mai bine decât am reușit să fac eu anumite momente și să se îndrepte spre sportul de mare performanță. Iar acest lucru l-am făcut în paralel, cum spuneai și tu, lucrând totodată și într-o corporație. Bun, Alexandru, familie de basketbaliști, da. Pasiune fotbalistică, manager de volei. Cum s-au intersectat toate aceste trei drumuri și cum ai ajuns în poziția de a fi managerul echipei CSU Voluntari, o echipă aflată într-o continuă dezvoltare? Trăind în lumea asta sportului a fost ca un vis devenit realitate, acest job de team manager. Cu această ocazie vreau să le mulțumesc celor din conducerea acestor voluntari pentru încredere și pentru oportunitate. Fiind la prima experiență de genul acesta, să preiei o echipă care anul trecut a obținut medalia de bronz nu este ușor absolut deloc. Dar sunt foarte încântat, îmi place foarte mult. Pasiunea și plăcerea de a primi voleiul o aveam oricum, pentru că încă de la 3-4 ani sunt prieten
de familie cu capitanul echipei noastre, cu Alice Capelovici, pe care cu voi, voi cu siguranță o cunoașteți. Și nu pot să spun decât că sunt foarte fericit să fac parte dintr-un asemenea proiect, un proiect atât de sănătos, care a crescut extraordinar de mult într-o perioadă scurtă de timp. Și sperăm să avem rezultate cât mai bune și în următoarea perioadă, mai ales că weekendul acesta vom începe play-off-ul. Ok, o să discutăm un pic și despre ceea ce înseamnă volei în acest moment la voluntar. Ne întoarce puțin către Saskia, pentru că aventura ei avea să ia o altă turnură. Trecem de la tărâmul german către însorita Italie și a urmat primul transfer, Saskia, către Italia, echipa Chieri Torino, dacă nu greșesc. A fost cea pentru care ai semnat după ce aventura ta în Germania, cel puțin pentru moment, se încheia. Cum a apărut această oportunitate și, din nou, cum ai simțit șocul de data aceasta de a trece din propria ta țară într-o alta, așa cum este Italia? After your journey somehow ended in Germany, you had to make a transfer to Italy, which the team from Torino, my colleague said. How was this transfer for you? How was leaving your own country, going to a foreign one, where obviously you didn't know anyone? And I will have a question, but later. When I started to play volleyball, all my life, volleyball life, I had this idea that Italy is the volleyball country, and it's my dream to go there. So at this point, I had the opportunity, and of course, like you can make your dream come true. So I took it, and I went there. Also because, how I said, like before, I was 3 years in Köpenick, then I was 3 years in Dresden. So, and we're already 6 years playing in Bundesliga. That, in my feeling, it was time to make the next step. Because at this point, also you felt a little bit old. Now I look back and I say, I was 21, so I was not so old. But yes, so I just wanted to go there for sure. De la începutul carierei sale în volei, a considerat că Italia este țara cea mai propice pentru acest sport și a dorit și a visat foarte tare să ajungă acolo. Acest lucru s-a întâmplat și bineînțeles că a fost foarte încântată de acest transfer, pentru că i s-a părut că visul ei a devenit realitate. Și după 6 ani în Germania, la momentul respectiv i se părea deja că cumva îmbătrânise, a făcut invitata noastră o glumă, deși acum, uitându-se în spate, ne spunea că îi se pare amuzant această remarcă, dar a fost foarte încântată că visul ei a devenit realitate. Cum era nivelul în Italia din punct de vedere al voleiului? Mă refer aici, lăsând la o parte viața care cu siguranță ți s-a schimbat, voleiul, să spunem, era același ca stil de joc, însă aș vrea să îmi spui cum l-ai regăsit tu venind după atâta timp pur și simplu doar în campionatul din Germania. Dacă ți s-a părut ceva diferit, dacă ți s-a părut ceva greu de acomodat în această perioadă? Can you make a comparison between the volleyball in Germany? How is all settled? How was the infrastructure? How was everything? And Italy, because obviously when you arrived there and you started to play, you managed to see some differences. How were they? Difficult to say if it comes to everything around volleyball, let's say, because also in Germany it's very organized, because in Germany everything is organized. Pentru că Germania, clar, totul era organizat. Asta a fost... Maybe even I had sometimes the feeling that in Italy maybe some things are less organized than in Germany, but more or less it's the same, let's say, for the infrastructure. The level of volleyball, of course, in Italy is much higher. So this were like two different things, you know, like at this time also, because now also Germany developed, but back in the years, for sure, the difference was really big. În trecut, diferența dintre Italia și Germania era totuși una destul de mare, pentru că în Italia nivelul era mult mai ridicat în ceea ce privește voleiul și, chiar dacă la prima vedere nu păreau la fel de bine organizați, de fapt erau, doar era un stil diferit al celor de acolo de a arăta această organizare. Dar ca și nivel și ca și pretenții, din ce am înțeles, lucrurile erau un pic mai avansate în Italia. Între timp, Germania a evoluat și ea, dar în continuare nivelul e foarte ridicat acolo. Bun, și de ce a durat aventura doar un an în Italia visurilor tale din punct de vedere al voleiului? Why it was only one year in Italy? If it was a dream coming. Yes. So it like
I understood in this point that it's something completely different to be not in your country. I mean, until this point, I was just playing in Germany. So it's something different to go there. Also, like, there was something else, like what I expected to find in the team, to play more and to be, yeah. It was something different told than what finally happened. So, and it turned out for me that I thought maybe to make a step back, because this was like from 0 to 100 too much. And then I went to Czech Republic, which is still like another country. So I have this opportunity, but maybe not such a strong championship. At the same time, we played the Champions League. So this was also nice. So we had the balance a little bit. And yeah, so this is why I made this decision. A luat această decizie pentru că față de ceea ce i-a fost promis, lucrurile s-au întâmplat un pic altfel, nu a fost lăsată, nu a avut oportunitatea să joace atât de mult pe cât i s-a spus și a trebuit să facă un pas înapoi, considerând că oricum l-ar fi făcut dacă rămânea acolo și a decis să se mute către Cehia, unde, deși campionatul era un pic mai slab, avea totuși oportunitatea de a juca în Champions League și acolo lucrurile s-au echilibrat într-un fel, s-au balansat și a fost o experiență foarte plăcută. Prosteiov este echipa cu care ai semnat după aventura din Italia. A fost Cehia experiența pe care tu o doreai în momentul în care ai părăsit Italia? Was the Czech Republic the experience you wished for after you left Italy? To be honest, I didn't have like a big expectation for Czech Republic. It was a new challenge for me because it was a small city, like a village. And until then, I think I never like really lived in a village. And I'm from Berlin, so I'm not so village girl. So this was a little bit difficult to deal with. But in total, like, we had a good group there, so I can say I had a good time. Așteptările nu erau atât de mari la început, pentru că s-a mutat de la un oraș nefiind obișnuită să meargă către un oraș atât de mic cum era acesta din Cehia, unde a fost, asemănător cumva cu un, traducerea motamo ar fi un sat, dar nu știu dacă e neapărat cazul, dar a fost o provocare pe care i-a acceptat-o, pe care a îmbrățișat-o și care într-un final s-a dovedit a fi una foarte, foarte propice pentru ea. Bun, după 2 ani în străinătate, ai revenit în Germania, la Schweriner. Te-a ajutat ceea ce ai acumulat în acești 2 ani în experiențele din Italia și Cehia pentru ceea ce urma să fie în Germania, în momentul în care ai revenit, în campionatul pe care îl cunoșteai cel mai bine? After 2 years, you went back to Germany and the question was your experience in a foreign country helping you to evolve and to be a better player in Germany afterwards? Yes, for sure. Like I believe any experience you can make abroad just can bring you up, make you better, because you understand different cultures. You learn now maybe different practices, like everything, you know, like you are just out of your comfort zone, and it just challenges you and makes you better. Automat, fiecare experiență în afara țării îți îmbunătățește abilitățile, pentru că nu doar că înveți foarte multe lucruri despre alte culturi, ci înveți și foarte multe alte stiluri de antrenament, alte obiceiuri care automat nu te ajută decât să performezi din ce în ce mai bine și să fii mult mai bun, deci a contribuit automat pozitiv. Bun, și a urmat trecerea într-un campionat extrem, extrem de pasional, unde suporterii sunt la cele mai înalte cote și noi avem exemplul fotbalului, pentru că trebuie să recunoaștem, urmărim cel mai des, însă Olympiacos Pireu nu înseamnă doar fotbal, Alexandru, înseamnă mult mai mult. Da. Cum a fost experiența pentru tine să te duci în acel cazan încins, dacă îmi permiți comparația, în Grecia și, bineînțeles, să joci o perioadă atât de lungă la cel mai înalt nivel? Am stat un pic și m-am gândit cum să traduc cazan în cinci, dar după aia am realizat că știu să traduc cazan în cinci. I will tell you the exact translation. It's a metaphor. Usually the Greeks are very passionate about the sports, especially about football, but volleyball as well. And how was for you to go to a country where it was a hot pot? Yes, to be honest, I didn't have Greece on my list at all. Like before, you know, I was like
When I heard first Greece wants to... Nici măcar în vacanță, iertă-mă, Alice. I mean, not even in home. No, no, yes, but volleyball in connection, you know? Like, I didn't know in Greece I played volleyball before. Spunea că n-a avut niciodată în minte like, Grecia ca o destinație yes. pentru a juca. So I was like, Greece? And I renounced the offer also like 2-3 times because I was like, no, I'm now close to my home and everything is okay. A refuzat de 2-3 ori oferta celor din Grecia pentru că era mai aproape de casă, nu s-a gândit. Yes, and then I say, okay, well, I saw now, Athens, it's close to the sea, it has the sun. Okay, I will give it a try. I love this, you know, so why not? So I went there. And yes, to be honest, I fell in love immediately with the country. And also with the fans, it's something you don't experience somewhere else, or at least me, I never experienced it somewhere else. And coming from Germany, of course not, you know. So it's crazy how they are passionate. Like for them, it's really a religion, and you feel like a small star. People would recognize you on the street, which never happened before. Like it's their own small world, but with the full heart. So it's beautiful. Argumentul principal a fost că e cald, e mult soare, este aproape de plajă, dar în momentul în care a ajuns la Atena s-a îndrăgostit complet de oraș, s-a îndrăgostit de această țară și, bineînțeles, de echipă, unde a găsit niște suporteri înfocați, suporteri care trăiau pentru acest sport, lucru pe care nu l-a mai experimentat până în momentul de față, cu atât mai mult în Germania, unde știm că oamenii sunt mai liniștiți, ca să spunem așa. Oamenii o recunoșteau pe stradă, lucru care iarăși nu i s-a întâmplat niciodată și a fost experiența propice, the ultimate experience, cum se spune. Alexandru, ai venit într-un moment în care secția de la voluntari nu reprezenta foarte mult pe harta voleiului feminin și aș vrea să te întreb cât de greu ți-a fost să preiei un astfel de proiect și întrebarea a doua pentru a o lega de prima este cum ai reușit să o convingi pe Saskia să vină la voluntari, un nume imens în handbalul european. În voleiul european, iartă. În momentul în care am ajuns eu la voluntari, Saskia deja făcea parte din echipa noastră. Am ajuns un pic mai târziu după ce ele au terminat pregătirea și după ce s-a terminat Final Four-ul Supercupei României. Vă dați seama că am fost foarte, foarte încântat să avem un astfel de nume în echipa noastră și am fost foarte bucuroși. În momentul în care am preluat echipa, după cum v-am zis și mai devreme, era un moment perfect, ca să spun așa, pentru că un an înainte eu obținusem medalia de bronz fetele. O medalie puțin așteptată, dar obținută cu extraordinar de multă muncă și implicare din partea tuturor celor din club. Iar fiind obișnuit cu tata care a câștigat 11 titluri la Steaua de basket, automat toată viața și-o am aspirat în absolut tot ceea ce fac, să fiu cel mai bun, să fiu cel mai bun. Și iată că Dumnezeu m-a adus, ca să spun așa, în mediul propice pentru a lupta pentru medalii. Te consulți cu tatăl tău vreodată în ceea ce înseamnă o decizie din acesta a unui manager sau managerului Alexandru? Până acum 2 ani, când el ne-a părăsit, da, era cel mai bun sfătuitor al meu din toate punctele de vedere. Mă sfătuiam cu absolut orice. Țineai cont de sfatul lui domnului? Întotdeauna, pentru că a fost un nume mare al basketului românesc și o persoană de la care puteai învăța foarte, foarte, foarte multe lucruri. Și sportul, indiferent că este volei sau este basket, da, se conduce cam în aceeași manieră. Exact, exact, exact. Sau cum se conduce, nu? Sau cum cred se conduce, aici... exact. Asta urma să fie următoarea întrebare. Mi se pare mai ales că ducem lipsa de manageri sportivi foarte buni. Îl avem pe Ionuț, care este managerul secției de basket voluntari. Și care a reușit performanțe extraordinare. Din nou, cu un proiect preluat de la zero. Vrei să-i calci pe urme? Discutați? Da, Ionuț mă sfătuiește foarte mult și discutăm. Și cer sfaturi pentru a putea ajunge la nivelul lui și pentru a putea depăși, pentru că ăsta este scopul, să fim cei mai buni. Și da, discutăm foarte mult pe această temă. Da, cam atât. Bun, aș reveni puțin la Saskia, pentru că știm foarte bine, pentru un sportiv, cel mai mare țel este să joace pentru echipa națională. Iar tu ai făcut-o la cel mai înalt nivel, reușind de 2 ori să fii vicecampioană europeană. Cum se schimba pentru tine stilul de viață, cum se schimba pentru tine pregătirea în momentul în care știai că trebuie să te îndrepți către echipa națională? Usually for every sportsman, the most prized place is when you are part of the national team. And obviously you did a very good job with vice titles. How was for you the change when you knew that you have to be prepared for the national team? What was different? Or how it felt?
You mean like the switch from club to national team? Exactly. You meant that. Și ce înseamnă pentru tine prima convocare? Ce a însemnat prima convocare la echipa națională? And what meant for you the first time you were nominated for being part of the national team? When it was? What meant for you? What it meant, sorry. It was first time that I was that I saw my name on the list was actually for like the qualification for Olympics. It was, I think, for the 2008 Olympics. And like the qualification was 2007 probably, and I didn't have anything to do with national team. And then there was the roster online, and I saw my name, and I was quite young, and I was like, wow! And this was like a big, big honor. So I knew that from now on, the next year and summer, I will probably at least make one practice with them, you know, because the coach saw me. And at this time, we had Giovanni Guidetti as a national team coach, and it was a perfect time, really. Like this national team was always like a family. When before, maybe you had some teammates, you don't get so much along with each other, you know, like nothing special, but it's normal, like 14 women to don't be everyone's best friend. But the national team, really, I had the feeling everyone was so good with each other, and Giovanni had everything under control, and he was so forward in thinking. And I mean, now he's the best coach in volleyball in the world, so we were very lucky to have him, and that's why also it was we were like this successful, like always just in the end of summer we were successful, because in the beginning of summer he had a lot of work to do, you know, to bring us up. A fost cu adevărat impresionată de faptul atunci când și-a văzut pentru prima dată numele pe listă pentru a face parte din lotul național, mai ales că era o perioadă în care se jucau calificări pentru Olimpiada din anul respectiv, pentru Jocurile Olimpice, despre care știm cu toții că e, cred că acela e scopul cel mai înalt al tuturor sportivilor. Și în momentul în care a ajuns la echipa națională, a simțit un lucru pe care nu neapărat îl simțea la oricare altă echipă. E foarte greu pentru, și aici chiar sunt de acord, pentru 40 de femei să se înțeleagă între ele. E greu și pentru două să se înțeleagă între ele uneori, dar pentru ea a fost un sentiment de familie, se înțelegeau foarte bine. Antrenorul, bineînțeles, la momentul de față, fiind cel mai bun antrenor de volei din lume, a avut foarte mult de lucru cu ele și de asta au ajuns în punctul în care au ajuns. Ești una dintre cele mai titrate voleibaliste care a călcat pragul unei săli din România și mă uitam pe ceea ce ai reușit în cariera ta fulminant. Ești campioană în Germania, ești campioană în Grecia, ești deținătoarea de cupă în Germania, ești deținătoarea de cupă în Grecia, ești vicecampioană europeană de două ori cu Germania. Mai loc în vitrina ta pentru alte trofee? After so many trophies, because you are one of the most entitled volleyball player in Romania now, after all the trophies you won in Germany, in Greece, in everywhere you went to, you won something. Do you have any more space left for any other medals or other cups? Of course. I mean, I think you will never get tired of this. And it's like, it's always, I mean, it's already passed, you know, like you did it already. So you have to do it again. Like, and there's always this hunger. I think if you don't have this, like you wouldn't do the sport anymore, because first of all it's passion, you know, like it's what you love, so you always want to do and have more. Bineînțeles că vrei să ai mai multe, Ionuț, și pentru că este loc, aș completa eu de la mine, că dacă și dacă nu e, mai luăm un dulap, pentru că după ce câștigi atât de multe, automat vrei să câștigi și mai mult, să faci și mai mult și să aduni cât mai multe titluri pe masă dacă este posibil, pentru că pasiunea este cea care te îndrumă. Alexandru, la sfârșitul anului trecut, CSEO Voluntari a debutat și în Cupele Europene. Am jucat o 16-ime de CEV. Această săptămână este una extrem de importantă pentru că avem, așa cum bine știi, trei formații românești, una într-o finală de Challenge Cup, iar două dintre celelalte formații își desfășoară manșa retur din CEV. Ce înseamnă acest lucru pentru voleiul românesc și mai ales cum ne poziționăm noi, CSEO Voluntari, în dorința aceasta de a face un pas în plus către fazele superioare în cupele europene? Da, a fost prima experiență noastră în Cupa CEV. Am întâlnit o echipă din Polonia cu care puțin noroc în a doua manșă am fi putut să ne calificăm. Am avut 2-0 la seturi, Alex. Am avut 2-0, chiar 24-22. Am avut două mingi de meci ca să ducem partida în setul de aur. Doar că ne-a lipsit acel
puțin și mic noroc de care toată lumea are nevoie. Da, a fost o experiență benefică pentru noi. Cu siguranță știm ce trebuie făcut mai bine pentru anul următor. Iar legat de ceea ce spuneai mai devreme, faptul că avem trei echipe angrenate, două dintre ele, cei de la Alba Blaj și cei de la Târgoviște, care joacă semifinal la Cupei CEP, a doua cupă europeană, ca și importanță... Un fel de Europa League în fotbal, pentru cei care ne urmăresc. Exact, exact. Înseamnă foarte mult. Faptul că vom avea o echipă cu siguranță în finală, iar înseamnă foarte mult. Iar rezultatul celor de la Lugoș, care joacă chiar astăzi, la ora 18:30, returul finalei, Challenge Cup, reprezintă un rezultat foarte bun pentru țara noastră, care, după cum vedeți, noi astăzi crește încetul cu încetul. Atât Alba Blaj cât și cei de la Târgoviște au jucat în grupele Champions League și de acolo au ajuns în Cupa CEV. Este un obiectiv și pentru CSU Voluntari o anumită treaptă superioară în cupele europene? V-ați fixat un țel în funcție de ceea ce realizați în campionatul intern? Ok, am debutat, am atins această fază a 16-milor, așa cum spuneai și tu, am fost la două puncte, practic, să trecem în faza optimilor. Ce se va întâmpla anul acesta la nivel de obiectiv? Cum ai setat targetul pentru echipă? Momentan nu am setat un obiectiv anume, doar că cu siguranță ne dorim un parcurs cât mai lung în cupele europene, pentru a aduce cât mai multe echipe cu nume și de prestigiu la noi în țară și automat să ajutăm volul române să crească. Și vreau să te întreb, sunt aceste momente extrem de importante și așa cum subliniai și tu, un punct, două puncte pot face diferența între a merge mai departe într-o cupă europeană sau a veni acasă. Se întâmplă să fii pe bancă, se întâmplă să fii acolo. Cum reușești să încerci să le aduci pe fete cu picioarele pe pământ după ce au 2-0 după primele două seturi și arată un joc extrem de consistent? Acolo cel mai mare aport au antrenorii, în momentul în care trebuie să le liniștească, să le mențină cu picioarele pe pământ, să continue treaba bună pe care o fac pe teren și să încheiem așa cum ne dorim cu toții, cu victorie sau cu calificare. Eu sunt de fiecare dată lângă banca de rezerve, lângă ele și le încurajez tot timpul și cred că energia pe care le-o transmit și le oferim cu toți cei din staff le ajută să fie cele mai bune. Saskia, n-am putut să nu observ faptul că ai o mână imobilizată, ca să folosesc un termen mai light. Ce s-a întâmplat și când te revedem pe parchet? What happened to the arm? We see that you're injured. What happened to your hand and when are you going to come back? Yeah, like I think now 6 weeks, something like this, before I broke the bone, so I have a fracture. It happened during practice. Our other opposite attacked so strong that she literally broke my arm. yes, but now it's getting better. So the problem is that it's the bone, so it just takes time to really get strong again. I had now 6 weeks to just keep it without moving. Now from this week, okay, I started to move a little bit, and I hope as soon as possible, but we will see how long the bone takes. Sperăm că automat cât mai curând posibil o să revină înapoi în sală. Din păcate, în timpul unui antrenament, în urmă cu 6 săptămâni, o altă colegă a accidentat-o, ea a căzut și, din păcate, are o fractură de os acolo, care știm foarte bine. Se reface din ce în ce mai greu, dar se va reface la un moment dat și așteptăm, presupun, părerea medicului, nu-i așa, Alex? Da, ea a început deja programul de recuperare, merge la fizioterapie, face tot ceea ce trebuie pentru a se întoarce alături de noi cât mai repede cu putință. Ești de la o vârstă extrem de fragedă în sală, practic lăsând la o parte faptul că a fost marea ta iubire, toată copilăria ți-ai petrecut-o în sală, au trecut ani, ai ars toate etapele, ai ajuns, repet, una dintre cele mai bune jucătoare din lume. Cum arată să schia în timpul liber? Ce-ți place să faci? Cum te relaxezi? Că până la urmă trebuie să mai ieșim și din sală și trebuie să avem și un moment de respiro. After so many years practicing this beautiful sport and dedicating your life to this sport and obviously being every day in the gym and doing all the workouts and the practice, what do you do in your free time? How do you like to relax, to enjoy your free time, and what do you like to do? Good question, because it's like all the time, like, you know, like, when you have a free day, I will do this, this, and that. Then comes the free day and, you know, you're just home and sleeping. No, but I have a small dog, so I love to spend time with her, to go for a walk. I like to be outside
And also I like spa a lot, so for example the Terme I visited and stuff like this. Așa cum mulți dintre noi spunem când avem un program foarte încărcat, în ziua mea liberă o să fac și asta, și asta, și asta, dar de fapt ajung să nu fac nimic într-un final și doar să stau acasă să mă relaxez, dar îi place să-și petreacă timpul afară, are un câine cu care îi place să iasă și cu care îi place să se joace și îi place foarte tare să meargă la spa, zilele de spa, care cred că tuturor ne plac. Știm foarte bine că în România există un spa imens, cred că e cel mai mare din Europa sau ceva de genul acesta, unde îi place foarte tare să meargă. Spuneai că zilele libere trec foarte repede și cu toții simțim aceasta. Profit de ocazie că l-avem pe Alexandru alături de noi. Nu negociați o zi în plus dacă rezultatul este unul favorabil, dacă ați realizat ceva spectaculos la vreun meci, o negociere cu el, că la cum îl văd, sigur este deschis pentru așa ceva. Mă gândesc cum să pun întrebarea asta astfel încât să ne iasă ce vrem noi să să obținem de la Alex. We were wondering if you have a good match, a good result, the team goes perfect, everything went on thin ice. How do you negotiate for an extra free day with your manager? Do you do that, or you stick to the program, or you need to start to do that? No, I think like first of all we have to speak with our coach, and I think if we win and everything is super nice, this is automatically the like we don't even need to speak for an extra free day or you know to relax. So this will be like the invitation for us to get something good. Deci uite că se întâmplă, trebuie întâi să vorbească cu antrenorul, bineînțeles, și dacă lucrurile merg atât de bine, nu trebuie să întrebe, nu trebuie să ceară permisiunea pentru o zi. Deci nu se mai ajunge la upper management, Alice. Exact, deci vezi, Alex, bine, acum timpul liber presupun că înseamnă foarte mult și pentru el, astfel încât să performeze la cel mai înalt nivel și știu că voi aveți și alte acțiuni, nu e așa, de obicei, extra sportive, nu? Da, cu siguranță, după atâta muncă și după atâta efort, o săptămână întreagă, după un meci foarte bun, după cum spunea și ea, antrenorul, dacă vede că totul decurge așa cum ne dorim, le oferă acea zi liberă de care ele cu siguranță au nevoie. Mai am o curiozitate, Alex, pentru că a fost un ordin de ministru care a creat o vâlvă extraordinară în sportul românesc și a speriat cluburile care au oarecare afinitate către sportivi din străinătate. Cum ai simțit acest lucru și dacă te-a pus vreun moment pe gânduri o decizie care în momentul de față este încă suspendată, nu este aplicată? Da, după cum știți foarte bine, este valabil atât la volei, cât și la basket, cât și la celelalte sporturi și la celelalte secții pe care clubul nostru le are. Noi luptăm să aducem cât mai mulți copii la toate secțiile, să creștem, să-i ajutăm să se dezvolte frumos și de ce nu să facă pasuri spre performanță. Avem secție de atletism, de scrimă, de tenis de masă, sunt atâtea și atâtea sporturi pe care clubul nostru, cu care clubul nostru încearcă să atragă cât mai mulți copii. Într-adevăr, este foarte important ca de jos să începem să atragem cât mai mulți copii, să-i aducem să facă sport, ca în timp să putem clădi, să avem din nou rezultatele internaționale la nivel european, mondial, pe care le aveam acum câțiva ani. Și aș dori să o întreb și eu pe invitata noastră cum se simte în România, dacă îi place în București și cum se simte la CSEO Voluntari. Saskia, how do you feel here in Romania? How do you like the city? How do you like the club you're playing now too? I like it. I really can say I like it. The city, to be honest, I didn't see that much, but I mean, it's a big city, you know, you can do things, you meet people, like there's life, so I like this. And the club also, it's really, really nice, really good, nice and kind people, super organized. They don't make you miss nothing, so I'm really lucky to have found this club. Îi place foarte tare la noi în România. Nu a apucat, din păcate, să vadă foarte mult din București momentan, dar clubul este unul unde se simte foarte bine, unde lucrurile sunt bine organizate și unde se simte foarte bine primită, automat, și nu ratează absolut nimic. Deci e norocoasă, cum a spus. Foarte mulți sportivi care vin în țara noastră se îndrăgostesc de traditional food sarmale. Poți să ne spui dacă ceva din să spunem, modul nostru de a găti te-a atras? Îți place vreo mâncare tradițională românească? Have you tasted any Romanian food yet?
traditional food? Chicken and rice. Asta e universal. No, to be honest, no. Next time you'll come over, you I will make here. Sure I will make a Romanian traditional platter here, and we will have to talk to each other because we'll be eating. Data viitoare o să pun aici un platou, noi o să mâncăm, o să gustăm și ei... Da, mai ales că urmează și Paștele, va fi momentul propice pentru ea, pentru a încerca 30 ceva. Secunde, Alexandru, care este obiectivul secției de volei CSU voluntari în acest an? Obiectivul pe care l-avem în momentul de față este să terminăm primele trei echipe. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență, Saskia. Thank you for being here. We'll be with you for another opportunity. Alice, îți mulțumesc. Încă o dată, laudele mele nu au fost în zadar. Ai dovedit că îți meriți diploma de la Cambridge. Mulțumesc! Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Urmează principalul jurnal al zilei. Noi ne revedem mâine, aceeași oră 17, cu cele mai importante evenimente din sport.